Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe la Europa FM. Bună dimineața, părinți! Bună dimineața, copii! Mulțumim frumos pentru că sunteți din nou pe frecvențele Europa FM. Chiar acum începe antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe. Bună dimineața, Mirela! Bună dimineața, Gaspar! O mare, mare bucurie să fim din nou împreună aici la Radio Europa FM. Cum ești? Sunt fericită că sunt cu tine că știm că ne ascultă atât de mulți oameni și că ceea ce facem noi răsună în atâtea case ale românilor și le dăm o stare de bucurie. Sunt bucuroasă, sunt norocoasă. Și Minunat. Astăzi este o zi specială, să le spunem ascultătorilor că astăzi am hotărât ca Gașpar să conducă discuțiile și eu să fiu așa relaxată ca să nu mai fiu doar eu cea stresată din această emisiune. Am ales de fapt astăzi să ne jucăm un pic mai mult, să facem un schimb de rol și să vedem cum se schimbă dinamica dacă eu adresez mai multe întrebări și tu mai multe răspunsuri. Ce zici? Eu sunt de acord. Da? Uite, îți propun, Mirela, să vorbim astăzi despre iubire. Apa. E adevărat că nu mai suntem în luna februarie, însă cred că indiferent de perioada din an a vorbit despre iubire, a ne duce energia în direcția iubirii este o alegere foarte, foarte bună, așa că toți cei care sunt acum pe frecvențele Europa FM să-și pregătească inimile înainte de orice, pentru că avem un subiect absolut inedit. Spune Mirela, dacă ar fi să îi descriu unui copilaș de 5-6 anișori, ce e iubirea, ce i -ai spune? El spune că este acel sentiment prin care inima bate foarte, foarte repede, îți apare un zâmbet mare pe față și ai sentimentul că poți să. ai senzația că poți să zbori și că poți să obții tot ceea ce îți dorești pentru că simți iubire. Mm -hmm. Deci dacă înțeleg bine, ei transmite că iubirea se simte în corp și în același timp îți dă încredere, curaj, speranță, forță, putere. Exact. Minunat, minunat. Mă bucur atât de mult că ai punctat aceste cuvinte și nu asta cum pentru că... iubirea unui copil? Exact aici voiam să ajung. Avem, imaginează-ți Mirela că în 2023 avem inclusiv o definiție științifică a iubirii. Așa. Se pare că oamenii de specialitate de la nivel mondial au reușit să spargă această formulă secretă a iubirii și îi spun cam același lucru pe care l-ai punctat și tu și anume că iubirea este o emoție și mai mult decât atât e emoția noastră Supremă, cea mai importantă dintre emoțiile pozitive, și momentul în care apare această stare care nu durează de regulă foarte mult timp, ea vine și cu un nivel foarte crescut de bunătate, cu această dorință de a-i face bine omului de lângă tine, cu această dorință de a alina suferința și durerea oamenilor de lângă noi. Și ce e cel mai interesant e că această nouă știință a iubirii ne încurajează să ne expandăm un pic perspectiva și mintea și. Să încercăm să includem pe toată lumea în definiția iubirii noastre. Să nu avem acea perspectivă limitată, cum că iubirea e doar ceea ce se întâmplă între doi parteneri Oamen. sau între un părinte și un copil, ci iubirea e ceea ce sufletul nostru ne transmite în momentul în care privim pe cineva în ochi. Iubirea e acea stare foarte plăcută care ne învăluie întreaga ființă atunci când cineva ne-a zâmbit atunci când cineva ne mulțumește pentru un gest pe care l-am făcut, atunci când cineva ne ia în brațe. Dar și atunci când, de exemplu, copilașul pleacă de la grădiniță și urmează vacanța și își îmbrățișează cel mai bun prieten pentru că știe că preț de câteva săptămâni nu o să se mai vadă și atunci simte aceeași trăire foarte frumoasă. Eu simt aceeași trăire și când mă duc pe o stradă plină de magnolii înflorite. Am fost în weekendul trecut cu Maia în vacanța noastră din fiecare primăvară de fete în Italia, iar într-un orășel mic numit Luca, am găsit un bulevard plin de magnoli. Am simțit o stare de iubire față de frumusețea pe care o întâlnești în natură, care mi-a dat senzația că viața este foarte frumoasă. Hmm. Și m-a făcut să privesc oamenii din jurul meu cu un zâmbet mare pe chip. În momentul în care tu îți dai voie să simți iubire pentru ceva sau cineva, automat se transformă starea asta în corpul tău și fața, corpul, gesturile sunt pline de iubire da. și. Asta ajunge și la ceilalți. Exact. Iar ceilalți devin și ei. E, e ca o ștafetă care se dă de la unul la altul. Dacă eu simt iubire, și tu citești iubirea de pe chipul meu, și din energia, și din starea mea. Tu te transformi în iubire și te duci mai departe și dai de iubire Simonei, și Simona preia iubirea de la tine și odă dă mai departe lui Alex, și Alex o preia și o dă mai departe, dacă e la radio, tuturor oamenilor care ascultă da. și percep o stare de iubire, chiar dacă nu te văd, dar o simt de aceea e atât de important mesajul pe care noi îl transmitem din nou și din nou duminică de duminică și anume când ne așezăm la volanul mașinii să, să ne punem acel zâmbet pe chip pentru că e o formă de a exprima iubirea am și primit atât de, de multe persoană. mesaje mi-a scris cineva care mi-a spus că a călcat toată emisiunea săptămâna trecută a călcat rufe, rufe. și a ascultat emisiunea și că încă îi răsună în cap cuvintele noastre și de fiecare dată când îi vine să își certă copilul Adolescent își amintește ce am zis noi și se abține. Hmm, <laughs> Altcineva uh, m-a sunat și mi-a spus că, că a venit fica ei în vizită și au stat și au ascultat împreună la cafea emisiunea și că. Uh, îi pare rău că nu a avut acest tip de discuție, acces la acest tip de discuție, hmm. când era fica ei mai mică. Dar că nu e prea târziu să construiască o relație frumoasă cu ea. Știi ce mi-am dat seama acum, în timp ce te ascultam? Nu știu, că încă nu te citesc. Că atunci când primim astfel de mesaje de la ascultătorii noștri... Simțim iubire. Exact, exact. <laughs> în momentul respectiv, corpul nostru produce această stare de foarte plăcută. plăcută. Lumea mă întreabă, mai poți, dar cum poți? De unde poți să faci atâtea lucruri? Păi eu primesc iubirea tot timpul. Da. Toți copiii cu care mă întâlnesc își desfac brațele și mă iau în brațe și li se luminează chipul și văd iubire. <laughs> Eu primesc iubire prin mesajele pe care le scriu oamenii, fie pe gașcazuri, fie pe conturile mele personale. Tot ceea ce se întâmplă în viața mea, din fericire, sunt lucruri generate de iubirea oamenilor pentru ceea ce fac, pentru ceea ce spun, pentru ceea ce trăiesc, pentru exemplul pe care îl ofer, pentru lucrurile pe care le generez. Hmm. De fapt, este o reacție la ceea ce fac eu. Exact. Iubirea. Da. Nu îmi dau ei din ce e al lor, îmi dau ei din ce primesc de la mine. Hmm. Și asta e atât de semnificativ ceea ce ai punctat. Și de ce? Pentru că, și din punctul meu de vedere, iubirea nu e ceva ce e al meu sau al tău. Iubirea este mai degrabă ceva ce construim împreună Și, e și ceva... se transformă în relația dintre noi doi. Exact, Exact, e ceva ce se cultivă în spațiul dintre noi Și uh -huh. se simte în spațiul interior Iar pentru acei ascultători care nu au fost săptămâna trecută Pe frecvențele Europa FM Trebuie să le spunem că emisiunea e disponibilă pe Spotify Acolo unde sunt toate, toate edițiile 56 de ediții, Gașpar, wow. tu știai? Am intrat zilele trecute, 56 de ediții Știi că am ascultat câteva dintre ele și am înțeles de ce oamenii le ascultă cu foarte multă plăcere, pentru că e un fel foarte prietenos de a spune lucruri foarte serioase și foarte importante. De ce e importantă iubirea? Iartă-mă căți, dar Mare și sens. tu mă mai, okay, okay. mai întrebi pe mine bine. când eu sunt aia care pune întrebările. De ce, de ce e importantă iubirea? În uh, relații. Aș îndrăznia spune Mirela că fără iubire poate nu există relație. Și așa cum am spus, um, există uh, relație de ură, există relație de, uh, de um, competiție, sunt și relații uh -huh. construite pe negativ. Doar că din punctul meu de vedere, acolo la baza acestor relații, iubire. Doar că oamenii nu știu să exprime iubirea într-o manieră elegantă, într-o manieră inteligentă din punct de vedere relațional și atunci ne implicăm în tot felul de comportamente care denotă invidie, răutate, lipsă de respect și așa mai departe. Însă cred că iubirea e acel lipici care ne ajută să rămânem conectați unii cu ceilalți și care ne poate ghida în momentele în care mintea o ia pe arătură atunci când emoțiile negative ne copleșesc, avea o minte îmbibată cu iubire, e exact ceea ce avem nevoie pentru a ne implica în comportamente care să nu distrugă, ci din contră, care să protejeze. Și puțin dintre noi vorbim despre iubire. Majoritatea dintre noi am fost educați apropo de iubire pornind de la povești, Pornind de la filme, pornind de la ce am văzut în jurul nostru, trebuie să recunoaștem că această curiculă cu privire la iubire nu este tocmai una corectă. Pentru că ce, ce vedem când ne uităm la filme, la filmele în care este prezentată iubirea romantică, ca aparent după ce oamenii au reușit să construiască o casă împreună, totul merge minunat, totul e extraordinar. Toate poveștile da. se termină cu și-au trăit după sărutul acela și-au trăit fericiți până la dâns bătrâneți. Exact, doar că realitatea vieții de zi cu zi ne arată că iubirea, da, e foarte importantă, dar e și efemeră ceea ce înseamnă că ea apare și dispare, dar din fericire este regenerabilă și putem reaprinde flacăra iubirii în relația de cuplu, în relația dintre frați, în relația cu copiii noștri, doar dacă ne dăm voie să ne implicăm în niște comportamente care să favorizeze asta. Și cred că una dintre cele mai bune modalități, Mirela, prin care putem păstra aprinsă flacăra iubirii, este să înlocuim la modul cel mai serios atitudinea negativă din mintea noastră cu atitudinea pozitivă. Cu alte cuvinte, apropo de relația noastră, apropo de dinamica dintre noi, să facem amândoi tot posibilul pentru a vâna de fiecare dată ceea ce face bine celălalt, și nu ceea ce nu face bine celălalt. Și aici Do avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Doctorul Cezar a spus în conferință: Concentrează-te pe tine ceva foarte drăguț. Dacă vezi ceva urât la mine, înseamnă că ai căutat asta. Așa că nu mai căuta lucrurile urâte din celălalt ci da. încearcă să găsești acel ceva bun pe care îl are cel din fața ta și agață-te de el, pentru că te va duce cu siguranță într-un loc mai frumos decât te vor duce lucrurile urâte pe care le observi. Foarte, foarte frumos a punctat. Într-adevăr, dacă vrei să cultivi iubirea, e nevoie să fii disciplinat. E nevoie să te duci spre partea frumoasă, pozitivă, optimistă, încrezătoare a vieții? Pentru că partea negativă oricum rămâne prezentă până la sfârșit. Hai să facem un exercițiu. Te rog. Mama ajunge acasă și uh, găsește casa vraiște, așa cum se întâmplă în cele mai multe case în care sunt copii, pentru că ordinea nu face parte din preocupările lor și am înțeles asta, că în toate casele există această problemă. Și există două posibilități. Să înceapă să-i certe, să vadă deranjul și dezordinea din jurul ei sau să vadă desenul frumos pe care copiii l-au pregătit așteptând-o pe mama să se întoarcă acasă. Da. Cum se întâmplă lucrurile mai departe, să creăm filmul hmm. acestei situații. Dacă mama alege să-i certe pentru că este dezordine în jurul lor, pentru că nu și-au terminat temele, pentru că n-au dus gunoiul, pentru că n-au spălat vasele, pentru că uh, nu și-au făcut patul, sau alege să se bucure. Că au făcut un desen pentru ea? Că au așteptat, -o. știi cum, așteaptă da, copiii când da. intră mama, mama a venit mama și mama intră și jab, jab. A venit mama să ia la pumni, A venit mama să le ia fericirea, până atunci erau foarte fericiți și a venit mama să le distrugă bucuria. Hai să vedem care e filmul în cele două situații și ce avem de câștigat și de pierdut. În funcție de alegerea pe care... Eu intru acum pe ușă uh -huh. și te găsesc pe tine, Gașpar, într-o dezordine de nedescris și n-ai făcut nimic din ce ți-am zis să faci până vin eu acasă, dar mi-ai făcut un desen cu trei inimioare și doi copăcei și patru fluturi și mă aștepți așa, cu, cu fața fericită, să mă vezi. Nu. No. Ce fac eu, Gașpar? Mă bucur că ești fericit uh -huh. să mă vezi? ori îți distrui această bucurie și îți pare rău că am venit de acasă. Da, sunt cele două opțiuni. Cred că răspunsul mamei sau reacția mamei, Mirela, depinde foarte mult de cât de multă iubire își permite ea să primească. Și Barbara Fredrickson, una dintre cele mai importante voci la nivel mondial atunci când vine vorba de știința iubirii, ne spune că există o precondiție necesară pentru a-i putea iubi pe copiii noștri din tot sufletul, și anume să ne iubim pe noi. Dacă eu, ca părinte, nu sunt obișnuit să primesc iubirea în viața mea, să-mi deschid sufletul, mintea, inima față de darurile pe care cei din jur mi le oferă, ci mai degrabă mintea mea operează pe ce n-ai făcut, pe unde ai greșit, pe ce ar trebui să schimbi, atunci probabil că nu voi vedea desenul frumos pe care l-a făcut copilul și nu se va lipi acesta de corpul meu să aducă energia pozitivă. E foarte frumos, dar e foarte abstract. Pentru că mama aceasta intră pe ușă și este o femeie care n-a auzit niciodată te iubesc din gura părinților ei. Este o femeie pe care soțul ei nu o mai cultivă nu mai dorește, nu mai susține, nu mai este afectuos, nu se mai întâlnesc în pat și în casă decât ca să-și facă reproșuri și ea nu primește iubire pentru că așa stau lucrurile în jurul ei. Nici nu știe cum să facă asta, și probabil că ar trebui să oprească niște relații în punctul în care ele hmm. sunt toxice. Dar poate, în relația cu copilul ei, să aleagă una din cele două variante, chiar dacă nu e capabilă să primească iubirea. Hmm. Are sens să fie abstract, doar că experiența mea de clinician îmi arată că avem nevoie, Mirela, cu toții să. Învățăm să primim iubirea, indiferent de cum arată viața în jur. Poate că această mamă nu va putea să-i schimbe partenerul, doar dacă alege să se despartă de el. Poate că această mamă nu va putea să-i schimbe copilăria, pentru că trecutul e trecut, dar poate alege ceva ce e benefic pentru ea și pentru copilul ei. Poate alege să spună OK acum de la începutul lunii aprilie pentru că a venit primăvara și pentru că totul se reinventează. Aleg să văd care sunt prioritățile în viața mea. Aleg să primesc ceea ce mi oferă viața, fără să mă necășesc din nou și din nou pentru ceea ce lipsește din viața mea. Aș vrea să revenim. La ceea ce ai spus acum, și să vedem în ce măsură alegerea priorităților din viața noastră înseamnă o dovadă de iubire pentru oh, da. noi. Dar acum, nu vreau să ne îndepărtăm puțin. Dacă mama intră în casă și alege să privească dezordinea din jurul uh -huh. ei și să-și certe copilul și să facă scandal și să fie morocănoasă, ce se întâmplă în sufletul copilului? Ce înțelege copilul din această atitudine? Nu se va simți iubit se creează acea deconectare, executa, se creează acea dezamăgire. poate, poate da, poate nu, depinde de vârsta da, copilului, dacă nu bate, depinde adică de temperament. Sigur, sigur strânge deci, în povestea lucrurile. Ta, sigur strânge da, lucrurile, strânge lucrurile, okay. lucrurile benziu, în povestea mea, mea e un pic mai flexibil, dar ambele povești au sens, nu așa? Mama, sigur, e suficient de nervoasă încât copilul tremurând așa, așa. de frica, de bătaie, va strânge lucrurile și vor avea o seară foarte boring. O stine, cel puțin, da, da? da? Dacă mama intră în casă și alege să vadă desenul și chipul fericit al copilului, ce se întâmplă mai departe? Va fi probabil o seară mult mai pozitivă, dar pentru ca mama să poată să aleagă desenul, e nevoie ca înainte să intre în casă să vorbească un pic cu propria persoană. Pentru că alegerile astea nu ne pălesc din cer, nu e o chestie de genul m-a fulgerat intuiția, gândul să fac ceva, e o chestie de pregătire, Mirela. De aia spuneam că avem nevoie de aceste prerechizite. Îmi propun ca începând de astăzi când merg acasă să văd partea frumoasă. Acolo șansele de succes sunt mult mai mari. Asta nu înseamnă că nu o să mă deranjeze lucrurile care sunt aruncate aiurea prin sufacerie. Tu sufragerie. iar îmi dai de lucru toată primăvara, lasă-mă un pic, sunt la ziua Z, vin da? de la job. Mă da. opresc în fața casei, în mașină uh -huh. și înainte de a mă da jos din mașină, da. mă gândesc ce perspectivă mă așteaptă, care sunt variantele. Mm -hmm. Și mă pregătesc un pic. Exact. Dacă e dezordine, dacă e casa cu fundul în sus, dacă toată lumea e turbată, ce aleg să fac? Și care sunt consecințele? Mm -hmm. Și cum va fi seara în familia noastră? Dacă Alex să intru lumină și să aduc soarele, indiferent cât de negru e în casă la noi, ce se va întâmpla mai departe? Și atunci, egoist vorbind, eu voi alege ce e mai bine pentru mine, pentru că dacă va, pentru fi noi. Pentru mine, da, va fi bine da, pentru mine, va da, fi bine pentru toți. Da, da. Știi că... Uh, e foarte drăguț ce zici tu Hai, începând mulțumesc de că acum... spui asta da, apreciez atât de mult tu îți dai seama că eu sunt de acord cu tine că și asta e un gest de iubire, știi? aprecierea, validarea oh, -am cum, cum, e? Uh, cum, cum ziceai tu? că are trebuie sens? să zic nu are sens la cu uh, nu, revenim okay. că trebuie... erau niște formule <laughs> pe care trebuie să le spun ca să te relaxezi și să te simți iubit și apreciat ca să poți să obții țin de la tine ceea ce îmi doresc. Probabil ca să repeți ceea ce am spus, <coughs> să validezi ceea ce am spus, cred că este ne întoarcem. Ne întoarcem să vedem în ce măsură alegerile pe care le facem țin de cât de mult ne iubim noi pe noi. Am revenit la antrenorul părinților, suntem în cea de-a doua parte a emisiunii în care vorbim despre iubire, felul în care putem să aducem iubirea în viața noastră și felul în care îi putem educa pe copiii noștri să dea dovadă de mai multe iubire de sine și față de cei din jurul lor. Dacă ați fost alături de noi înainte de pauza publicitară, cu siguranță ați sesizat că împreună cu Mirela am deschis un subiect care a stârnit destul de multă energie, cel puțin în mine, nu? ce facem atunci când ajungem acasă și lucrurile nu stau exact așa cum ne-am fi dorit, cum reușim totuși să dăm dovadă de o prezență definită de iubire. Cum cum uh, conștientizăm că alegerile pe care noi le facem. Uh, nu mai știu, am citit. Uh, Ți-am spus că uh, mi-a plăcut foarte tare Biblioteca de la miezul nopții a lui uh, Matt Hagg și acolo uh, e o replică foarte frumoasă. Uh, suntem liberi să facem alegerile pe care ni le dorim, dar nu suntem liberi să alegem consecințele alegerilor noastre. Hmm, foarte frumos. <laughs> și atunci, da. uh, exact despre asta e. În momentul în care faci o alegere, măcar să încerci să-ți imaginezi care ar fi posibilele consecințe și să fii conștient de ceea ce s-ar putea întâmpla. În ce măsură aceste alegeri dovedesc iubirea pe care noi o avem pentru noi, în primul rând? Cred că într-o foarte mare măsură. Vorbeam despre faptul că e nevoie să ne pregătim un pic pentru a face alegeri sănătoase, iar această pregătire vine cu un pic de generozitate față de sine. Probabil că am încheiat programul la serviciu, am ajuns acasă, sunt în fața casei, pot să mă las hăituit de mintea care îmi spune că sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le faci și să sar din mașină și să intru în casă sau pot să-mi dau acea tihnă necesară de 60 de secunde și să mă Întreb cum mă simt eu acum care este starea mea, care este energia mea și după aceea să mă întreb oare ce urmează în momentul în care intru în casă, la ce mă pot aștepta din partea lor mei, cum aș vrea să răspund, care sunt acele comportamente în care vreau să mă implic sau nu. Și noi o să putem face un astfel de exercițiu poate în fiecare zi pentru că viața uneori ne fură. Însă putem face asta de două-trei ori. Putem introduce un astfel de obicei în rutina vieții de zi cu zi și acolo deja o să ne dăm seama că viața nu e perfectă, dar parcă noi ne descurcăm suficient de bine. Avea timp pentru noi, Mirela, cred că este o dovadă de iubire față de propria persoană. Mi-a mi venit acum în minte în timp ce poveste o imagine, deci noi nu ne bucuram când venea mama acasă. Nu ne bucuram, pentru te că venea... Te-ntorci la acest subiect, are sens. Venea ca să ne certe, Aha. să găsească uh, imperfecțiunile acțiunilor noastre mm -hmm. și e foarte important să te gândești: mm -hmm. Sunt fericiți copiii mei când ajung acasă? Mm -hmm. Sau, din potrivă, simt o stare de frică, de panică? Da, da. Le e mai bine copiilor mei fără mine? Mm -hmm. Vreau eu asta? Înseamnă să-mi iubesc copiii dacă ei cresc în frică? Mm -hmm. Asta înseamnă că îi iubesc pentru că îi bat sau îi cert ca să i disciplinez, să execute ceea ce vreau eu, capitanul, comandantul acestei familii și ei se bucură când eu nu sunt Nu a... Noi abia așteptam să plece de acasă. Mamă, uh -huh. ce fericită eram când nu eram mama. Puteam să-mi dau muzica tare, uh -huh. să ascult, să citesc, să mănânc în timp ce citesc, să fac toate lucrurile acelea care mi erau interzise. Uh -huh. Și de ce crezi că erau interzise? Pentru că, din punctul ei de vedere, disciplina și ordinea erau niște lucruri obligatorii în viața noastră, uh -huh. mult mai importante decât manifestarea iubirii. Sau poate din punctul ei de vedere Asta era o formă de manifestare a iubirii Cum să fie o formă de manifestare a iubirii Să-i fie frică celuilalt de tine Iubirea nu te duce ascultă -mă frică Ascultă-mă un pic, ascultă pic Dă-ți voie doar să respiri Deschideți mintea Exact așa cum îi invit și pe ascultătorii noștri și să, să puctăm faptul că nu știm exact care erau intențiile mamei. Știm doar felul în care fetița Mirela a văzut-o pe mama și cum a interpretat comportamentele ei. Și o foarte des aud în cabinet părinți de copii adulți, bunici, care spun, știi, am uh, pus uh, o presiune un pic mai mare pe note pentru că asta mi-am imaginat că trebuie să facă un părinte iubitor. Am uh, ales să îl trimit la colț pentru că mi-am imaginat că societatea asta are nevoie de un copil disciplinat, controlat. De aia cred că uneori toate acestea vin din iubire, doar că nu analizăm în profunzime care sunt efectele psihologice, emoționale asupra Știi ce asupra crede un copil, copil când părinții îl obligă să facă o ordine tot timpul și să execute diverse lucruri prin casă? Că, de fapt, părinții n au chef să facă asta în locul lor. Ar putea interpreta în maniera nu se, asta. Nu da? se gândesc da? că mama își dorește ca eu să învăț, să-mi lucrurile în ordine. Oricum, ei sunt foarte dezordonați. Oricum, această ordine. Sau nu e ordine o prioritate? Nu face pentru parte ei. Da, din prioritățile da, da, lor. Da. Din potrivă, ei, în această dezordine, se simt foarte liberi. Nu sunt obligați să aibă grijă, să nu deranjeze chiar pot să se manifeste uh, normal. Sigur că e enervant, eu nu susțin da, dezordinea. Da, da. Nici mie nu-mi place. La rândul meu am. Uh, da, Copia inclusiv gestul mamei mele prin care venea și dacă nu erau la linie toate tricourile și toate ploverele, băga mâna în dulap și mi le arunca pe toate în mijlocul camerei ca să le fac din nou perfecte. Și să știi că am făcut și eu asta de câteva ori. Cu, cu Maia, Maia. Da. Mm -hmm. Da. Nimic nu mi-a scăpat din ce a făcut mm -hmm. mama. Toate le-am făcut. Mm -hmm. De ce facem aceste lucruri? Deși știm că eu nu le-am considerat uh, manifestări de iubire atunci când eram copil. Cred că sunt mai multe explicații. Una dintre ele e aceea că în situații de criză, când viața este foarte complicată, recurgem la cele comportamente pe care le-au folosit și părinții noștri, fără să stăm să analizăm, fără să stăm să ne gândim prea mult. Sunt niște automatisme e, aș putea spune, un păcat relațional în care cădem cu toții. Doar că, din fericire, majoritatea oamenilor reușesc să facă lucrurile un pic mai bine decât le-au făcut generațiile anterioare. Poate mama ta a făcut asta o dată pe lună, tu ai făcut asta de două ori în viața mai sau de trei ori în viața mai. Deci deja e un progres semnificativ. Adică mai nu o să facă. Da, da. S-ar putea ca Maia deja să fie într-o uh, evoluție sau într-un punct al maturității ei în care să fie foarte diferențiată din punct de vedere psihologic de mama ei, de, de bunica ei. Tu cum ai perceput iubirea părinților tăi? Dacă ar fi să te gândești care erau acele lucruri care te făceau să te simți iubit? Hmm. Pentru mine, iubirea era atunci când. Uh simțeam conexiunea dintre mine și ai mei. Atunci când tata mă asculta, mă întreba ceva și mă asculta, sau atunci când se juca cu mine, sau atunci când ne uitam la un film și îmi dădea voie să fiu fizic aproape de el și mai punea o mână pe umărul meu, sau atunci când vedeam că mama se uită la mine și îmi zâmbește, are o privire plină de energie pozitivă, sau atunci când mama gătea ceva bun și mă chema la masă. Toate acestea sunt momente în care eu m-am simțit iubit. Te luau în brațe? Mă luau, în special mama avea acest obicei de, de a mă lua în brațe la noi chiar exista în familie și există în continuare această rutină atunci când ne întâlnim sau atunci când ne despărțim, să ne luăm în brațe, să ne pupăm, să ne spunem câteva cuvinte frumoase, rutină pe care de altfel o avem și noi doi în momentul în care ne întâlnim la radio, avem acest obicei de a ne îmbrățișa. Tata nu făcea asta foarte des, cumva simțeam că mai degrabă venea de la noi copii. el era un pic mai, mai rezervat, dar existau din fericire aceste îmbrățișări care sunt tot de siguranță. Eu mi-am dat seama foarte târziu că tata nu m-a luat în brațe uh -huh. în acel fel niciodată. Iar mama, acum mare fiind, mă lua în brațe și mă bătea pe umăr cum bați copiii după ce îi alăptez pentru regurgitare, știi? Și <laughs> mamă, pe bună. <laughs> pentru că nu, n -au, ei n-au știut îmbrățișarea, n-au avut această, acest obicei. Dar eu simțeam... Uh, Iubirea și cine, cine te-a învățat să îmbrățișezi atât de... că tu îmbrățișezi cu multă forță, cu prezență, ești acolo. Da, și îmi place îmbrățișarea. De unde ai ar... învățat asta? Uh, Știi că nu mi-am mi Vreo de unde bunică? am învățat-o. Nu cred că din copilărie. Sau poate abia la vârsta adultă. La vârsta adultă, mm -hmm. nu din copilărie mm -hmm. și nici din tinerețe. Am bea la vârsta adultă, în momentul în care am început să mă trezesc și să conștientizez cât de importantă este interacțiunea, cred că de la Maia mi se trage, de de la Maia. La, cred că de la Maia încoace am învățat toate lucrurile astea de manifestarea uh, iubirii și prin gesturi. Hmm. Cred că de acolo, că despre bărbații din viața mea aș putea să spun că uh, au fost niște lecții bune pentru mine, din acest punct de vedere, dar uh, eu și rog pe ascultătorii care uh, sunt pe recepție să intre și pe Facebook și să scrie acolo... Cum își uh, amintesc iubirea manifestată de părinții lor? Hmm. Pentru că eu mi-amintesc acum iubirea manifestată de mama, simțeam iubire când ne gătea prăjitură duminica, făcea lucruri pe care nu le făcea. Adică nu simțeam iubirea de luni până sâmbătă. <laughs> La duminica o mai simțeam din când în când. În schimb, și atunci, prin aceste gesturi? Prin gesturi, da, Aha. care țineau de uh, bucătărie, în special, sau ne făcea câte o, o haină pe care uh, era bucuroasă să o îmbrăcăm în schimb la tata era mult mai prezentă manifestarea iubirii pentru că el se juca foarte mult cu noi, hmm. Noi jucam remi cu el. Aveam diapozitive și ne uitam împreună la povești Citeam, ne citea povești, era mult mai uh, prezent. Deci timpul petrecut împreună era o dovadă Ascultam de iubire. Ascultam radiofonic mm -hmm. cu tata în fiecare mm -hmm. dimineață. Mama nu înțelegea dimineața. ce era asta. Wow. Păi era duminică mm -hmm. dimineața, teatul mm -hmm. radiofonic pentru copii și cred că miercuri seara era teatru radiofonic pentru adulți. Și atunci eu cu tata împachetam uh, hainele în dulapuri sau făceam <laughs> lucruri din astea care să îi dea mamei senzația că facem ceva... Uh -huh. Și mama, nu ți-am povestit niciodată, noi aveam o glumă în casă, tata stătea liniștit, ca toți majoritatea bărbaților, întins pe canapește, și se uita la ceva la televizor. Și mama trecea și zicea, ce faci, Ioane? Stau și mă uit la televizor. Păi nu sta, dar ce să fac tu, femeie? du-te și tomnește pe balcon. <laughs> Și tata se ducea și aranja lucrurile de pe balcon. Și termina și venea și se așeza înapoi în pat și continua să se uite la teleenciclopedia. Mama trecea din nou pe lângă el. ce faci, mă, omule? Păi stau, femeie, mă uit la televizor. Nu ți-am zis să faci pe balcon? Păi am făcut. Nu mai fă o dată. <laughs> Pentru că la mama, orice... Trebuia să aibă legătură cu munca. Da, da, dacă stătea era o pierdere de vreme. Și asta eu am moștenit-o. Hmm. Din fericire, până într-un punct și, din păcate, de la punctul ăla încolo. <laughs> în schimb, am mai moștenit și de la tata câte ceva, așa că acum introduc o odihna în viața mea. Și, din păcate, această nevoie disperată a mamei de activitate permanentă nu ne lăsa să vedem și dovezile ei de iubire. Abia acum mama începe să-și manifeste dovezile mm -hmm. de iubire și își dă voie să. dar ea a învățat cu nepoții ei a fost atât de fericită cu Maia și cu Ioana, cu, cu nepoata mea, pentru că a fost liberă să se manifeste și chiar mă întreba Maia, dar de ce cu tine lucrurile stau diferite? <sus> pentru că noi avem o istorie. E foarte greu să repari niște da. lucruri și să le schimbi. E mult mai ușor să construiești de la zero. De-aia bunicii pot cu nepoții lor să construiască niște relații frumoase care nu sunt greva. De niște întâmplări mai puțin plăcute, așa cum noi avem în istoria da, da. noastră. E un capitol nou care se scrie în momentul în care s-a născut un nepot sau un strănepot, și bunicii, străbunicii au posibilitatea de a face lucrurile mai bine decât le-au făcut până acum. Știi în momentul că ne respectiv. ascultă foarte mulți copii, pentru că sunt foarte multe familii în care uh, copiii și părinții ne ascultă împreună, și de aia aș vrea un pic să ne oprim și la uh, ce înseamnă pentru un părinte iubirea copilului. Pentru că sunt foarte mulți părinți care se îndoiesc. Pe mine copilul ăsta nu mă iubește. Și poate că unii dintre ei chiar au dreptate să simte asta. Hmm. Cum își exprimă copiii iubirea? Cred că mulți dintre noi, adulții, ne așteptăm ca copiii sau adolescenții să-și exprime iubirea față de noi, făcând ceea ce le cerem să facă. Și sunt situații în care, într-adevăr, copiii sunt complianți, dar sunt situații în care copiii au alte preocupări, au altă treabă, sunt mult mai interesați să trăiască viața, să se joace, să descopere. Și cred că, din nou, e o chestiune de mindset dacă eu în calitate de părinte pot să-mi dau seama că de fapt iubirea copilului față de mine e că el se dezvoltă sănătos, că el îmi zâmbește, că el a făcut un desen și s-a gândit la mine în timp ce a făcut desenul respectiv sau că el învață o serie de lucruri sau că el descoperă o serie de lucruri. Dacă ex... dacă reușesc cumva să interpretezi iubirea în maniera asta, voi simți iubirea copilului față de mine. Ne mai vorbim de faptul că mai ales copiii mici, Mirela, au o capacitate de a ierta absolut extraordinară. Noi, adulții, avem atât de multe lucruri de învățat de la copii. În momentul în care un părinte a țipat, în momentul în care un părinte s-a implicat, nu știu, într-un comportament negativ, copilul pe moment suferă din cauza asta, s-ar putea să-i apară și lacrimile, însă îl iartă atât de repede pe părinte. Noi confundăm două lucruri. Confundăm iubirea cu plăcutul. Mie, Maia, hmm. era foarte mică atunci când mi-a zis pentru prima oară Mama, eu te iubesc tot timpul, dar nu te plac mereu. Cum adică nu mă placi mereu? A fost un șoc pentru mine și abia atunci m-am trezit și am realizat că e normal că ea să nu mă placă mereu, pentru că uneori nu sunt de plăcut, așa cum nici eu nu o plac pe ea tot timpul. Yeah. În momentele în care nu-l plăcem pe copilul mm -hmm. nostru, Uităm că l iubim. Și ne agățăm de faptul că nu mi-a plăcut ce ai făcut. Da. Nu mi-a plăcut de tine în situația aia. Dar nu i amintim, dar eu te iubesc în continuare. Mai a avut grijă hmm. să mi spună te iubesc tot timpul, chiar dacă nu te plac. Chiar dacă nu place ce Eu nu am da, avut această da. grijă. Am avut grijă să o fac să știe că nu mi-a plăcut ceva într-un anumit moment. În clipele alea, copiii se îndoiesc de iubirea noastră. Cred că în clipele respective se întâmplă ceva și mai uh, complicat de atât. Copiii se îndoiesc de propria valoare. Nu doar că pun la îndoială faptul că mama mă iubește, ci am impresia că eu nu sunt ok, că ceva cu mine nu este ok și asta e o parte ceva mai dureroasă pentru sufletele unui copil, mai ales dacă asta se întâmplă foarte des. Însă, din fericire, aș vrea să punctez asta pentru toți cei care sunt de alături de noi, Mirela, acum. Putem repara astfel de momente. A fi părinte, a fi copil, a fi bunic, nu înseamnă că poți să te porți, poți să relaționezi în așa fel încât să nu greșești. Însă putem de fiecare dată să reparăm, putem de fiecare până dată. Până în ultima zi! Exact. Putem exact. să reparăm până în ultima zi și, de multe ori, o simplă discuție poate să repare. Ani de greșeli, ani în care n am știut cum să-i arătăm copilului nostru că-l iubim sau cum să-i arătăm părintelui nostru că-l iubim, printr-o discuție de trei minute hmm. noi putem să schimbăm complet pentru că acolo în sufletul nostru iubirea asta există. Exact. Trebuie doar să dăm la o parte poșghița aceea care a fost pusă deasupra și să-l lăsăm pe celălalt să vadă în inima noastră. Exact, să lăsăm iubirea să se manifeste. Cum facem să o cultivăm în fiecare zi? Că ne apropiem de ființă. Prin an. practică, prin practică, Mirela. Eu îi încurajez de fiecare dată pe clienții mei să-și dezvolte o mantră și în fiecare dimineață când își deschid ochii să înceapă ziua cu câteva cuvinte de ce nu mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Prin a ne privi în oglindă și a vedea și părțile noastre frumoase, nu doar părțile noastre rele prin a ne apropia de copil, de parteneri, de colegi, de prieteni, de oamenii pe care îi întâlnim în trafic și zâmbindu-le. A ne da seama că de fapt nimeni nu e perfect, cu toții greșim la un moment dat, însă cu toții putem face de asemenea lucrurile un pic mai bine. Iar iubirea de sine, care cred că este o parte foarte importantă și adesea neglijată, în special în România, e un drept pe care îl avem cu toții din naștere. Asta merită o emisiune întreagă. Da. Iubirea de sine merită o emisiune întreagă pentru că de acolo pleacă toate bucuriile și toate nenorocirile în relațiile pe care le construim. Mulțumesc mult, Gașpar! Mulțumesc și eu, Mirela. Te las pe tine să închei și această ediție. Le spunem ascultătorilor că ne găsesc pe Spotify unde sunt da. 56 de ediții și de discuții foarte frumoase, că pe antrenorul părinților pe Facebook să intre să răspundă la întrebări, pentru că tu ai adus o carte acolo, Iubirea 2.0. Da, Iubirea 2.0 de Barbara Fredrickson, o carte care ne ajută să transformăm iubirea din teorie în practică. Iar eu o să le dau astăzi aici, acum, Iubirea 2.0 <laughs> și. O să închidem aici emisiunea pentru că vreau să-mi explice mai multe gașpar despre cum se transformă iubirea în practică. Exact, din teorie în practică. Hmm. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și duminica viitoare de la ora 11 aici pe Frecvențele Europa FM și până atunci să nu uităm că în fiecare zi, în fiecare moment putem cultiva iubirea. Pe curând! Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM